Ești pasionat de numismatică sau vrei doar să scapi de bancnotele pe care le-ai găsit uitate printr-un dulap al bunicii? Află că ești norocos, deoarece dacă ai această hârtie, te alegi cu o sumă frumoasă. Costă pe internet cât un apartament cu două camere, banul datează din 1998 și îți poate rotunji veniturile considerabil. Românii care colecționează bancnote vechi vor fi cei mai fericiți. După 25 de ani de la imprimare, această hârtie de 5.000 de lei valorează numai puțin de 55.000 de euro. Tu ai așa ceva prin sertar? Verifică și prin dulapurile bunicilor pentru că ai toate motivele să o faci. Poate că foarte mulți români au mai găsit bani vechi rătăciți prin sertare, cărți sau alte locuri de prin casă, fără să realizeze că au dat de o comoară. Bancnotele de pe vremuri le trezesc multor amintiri, în timp ce alții profită de ocazie pentru a se îmbogăți. La un clic distanță găsești foarte multe monede vechi, dar și bancnote scoase la licitație sau vânzare, unele valorând acum o avere. De precizat că prețurile diferă de la un cumpărător la altul, de vechimea banului, dar și de starea acestuia. Iată cu cât se vinde acum o hârtie de 5.000 de lei din anul 1998. Aversul îl arată pe poetul Lucian Blaga, în partea dreaptă, și Narcisa Galbenă în centru, iar pe revers sunt frunze de viță de vie și crucifix în centru. Vând bancnotă 5.000 de lei din 1998. Bancnota se prezintă în stare bună, după cum se vede în poze. Prețul este de 55.000 de euro negociabil, doar pentru colecționari, este anunțul postat pe OLX. Este bine știut faptul că bancnotele rare cu o semnificație istorică sunt cele mai dorite de către colecționari și ajung să coste mai mult decât valoarea lor reală. O hârtie de Grand Watermelon Bill din 1890 este la ora actuală cea mai scumpă bancnotă din lume, fiind vândută în Statele Unite ale Americii pentru 2.791.803 euro la o licitație. Denumirea ciudată provine de la zerourile mari care arată ca niște pepe înversi. Ea este considerată o icoană a istoriei financiare americane. Relatează playtech.ro.